Bună dimineața, este ora 11, bine v-am regăsit la News Magazine, sunt Mihaela Bârzilă. Începem cu informații de ultimă oră despre un caz șocant petrecut în sectorul 3 din București. Un bărbat s-a dus în această dimineață la poliție și a anunțat că și-a omorât soția în apartament. În acest moment, poliția face cercetări la locul crimei. Colega mea, Ana Maria Bujor, vine cu toate informațiile despre acest caz halucinant, de-a dreptul. Bună dimineața, Ana! Bun găsit tuturor! Este vorba despre un apel pe care l-au primit cei de la 1-2 la 8.40. Bărbatul a fost cel care a sunat și a afirmat că și-a ucis soția, mai exact că a ciucheat-o. Drept urmare, la fața locului s-au deplasat o echipă a SMURD, dar și polițiștii de la Moruri. Cei de la SMURD au constatat într-adevăr că femeia este decedată. Cel mai probabil va fi luată de către medicina legală pentru a-i se face autopsia. Iar polițiștii de la Moruri în acest moment fac cercetarea la fața locului. Potrivit procedurii, cel mai probabil bărbatul va fi reținut și va fi prezentat pentru cu propunerea de arestare preventivă. Rămâne însă să vedem care a fost exact motivul pentru care a apelat la acest gest extrem. Și mai știm de asemenea că cei doi aveau o vârstă, doamna de 50 de ani, iar bărbatul de 53. Mulțumim foarte mult, Ana Maria Bujor. Este ședința